Bună ziua, domnule Băsescu. Bună ziua, bine v-am găsit. N-aveți niciun motiv să râdeți pentru că n-am greșit nicio silabă. Știți foarte bine că toate aceste funcții, începând din 1991 până azi, le-ați deținut în statul român. Am să încerc să nu pun oameni buni. Facem câteva precizări. Este o emisiune pe care mi-o doresc de colecție și am convingerea că așa va fi. N-am să pun nicio întrebare legată de trecut. Adică de mandatele președintelui, niciunul din ele, de ministru, de parlamentar, de președinte. De ce? Pentru că n-am nici doza de naivitate, nici lipsa de experiență a colegilor din presă care cred că Băsescu poate să spună la televizor ceea ce nu vrea să spună sau ceea ce nu știe. Nu poate. Pentru că nu știe sau știe și corsetul de președinte 10 ani al țării nu îl lasă să spună. Ceea ce avea de spus, deja a spus. Nu mai e nimic nou. Cine crede că poate să obțină ceva nou, repet, e naiv. Sau are prea puțină presă la bază. Fapt pentru care o să discut cu președintele Băsescu doar despre prezentul și viitorul poporului al țării. Și mai ales, ce anume crede Traian Băsescu că este cel mai important. De ce? Pentru că, dacă vă arăt ce am scris, așa este adevăr. Nu știu să pun prima întrebări. Am 30 de ani de televiziune și e prima oară că nu știu cu ce întrebare să încep un interviu. Sunt atât de grave problemele, atât de multe problemele cu care țărișoara, cu care poporul se confruntă, încât oricare aș fi pus-o pe prima întrebare în emisiune ar fi fost proastă. Domnule președinte, am rugăminte. Puneți-vă în gând prima întrebare și răspundeți la ea, considerând că primul răspuns reprezintă cea mai mare problemă a nației este. Neînțelegerea relației România-Uniunea Europeană este cea mai mare problemă și ne pregătim să trimitem din nou 33 de reprezentanței noștri în Parlamentul European. Românii n-au înțeles pentru că spăcăliți de politicieni, că în momentul în care am intrat în Uniunea Europeană, am pus parte din suveranitatea noastră pe masa Bruselului. Acolo unde participăm la decizii prin președinte sau prin miniștri din Consiliul Uniunii Europene, dar cei care stimulează ideea România suverană nouă să nu ne spună nimeni nimic, sunt niște farsiori sau niște analfabeți. Nu știu unde e România. Eu vă spun ca om care a semnat tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană că din momentul în care tratatul a fost și ratificat în Parlamentul României, ceea ce a dus la intrarea noastră în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, din acel moment România a cedat parte din suveranitate. Aceasta era, în opinia noastră, cea mai mare problemă cu care ați început emisiunea. Faptul că românii nu înțeleg și politicienii de la București nu știu să gestioneze prezența României în momente grele nu e. Nu. De gestionat, să știți că a fost bine gestionată chiar și în perioada asta. Eu nu cred că a fost rău gestionată prezența României. Eu vorbesc despre faptul că românii sunt păcăliți cu o propagandă care convine extraordinar Moscovei în povestea suveranității pe care o flutură de dimineață până seara toți liderii PSD. Propaganda de care vorbiți nu se poate face fără presă, domnule președinte. Da, dar presa nu citește în general la noi, domnul Barbu. Presa și... Dați-mi voie, sunt... chiar dacă e plictisitor, eu asum să fiu plictisitor, dar merită să le spunem românilor. Când am semnat să devenim membri ai Uniunii Europene, am știut că în tratatul Uniunii Europene sunt trei categorii de influență, spre exemplu. Acele competențe. Sunt 5 competențe exclusive ale Uniunii Europene. Sunt 14 competențe partajate și aici vă explic. Competență partajată înseamnă că statul membru poate să reglementeze cu o singură condiție. Să nu fi fost reglementat de Uniunea Europeană, că atunci n-are dreptul să reglementeze. Și știți câte competențe naționale au mai rămas? 5. Educația, formarea profesională, tineretul și sportul, cultura și protecția civilă. În rest, piața internă,
spațiu de liberă securitate și justiție. Știți, când e vorba de justiție, vine Dragnea, vine și ne spune să nu se bage în treburile noastre interne. Nu, domnul Dragnea, că România a semnat că justiție e competență partajată și acolo unde sunt reglementări ale Uniunii Europene trebuie să le urmezi, nu să inovezi la nivel național. Dacă ați fi europarlament... Energia, mediu, protecția consumatorilor, sănătatea publică, cercetarea și dezvoltarea sunt competențe partajate cu Uniunea Europeană în care ai dreptul numai dacă nu există reglementare europeană. Dacă ați fi europarlamentar, nu ați fi senator și lider politic în țară. Ați fi la Bruxelles reprezentant al României. Ați vota și ați susține candidatura Laurei Codruța Kövesi și la funcția de procuror general al Europei. Domnul Barbu, eu aș vrea să punem tema asta a procurorului șef european în speță Kövesi în paradigma ei reală. Statele nu au a face propuneri legate de procurorul șef european. Orice procuror din Uniunea Europeană poate să se înscrie la această selecție. Ce au și făcut? Cum au și făcut. Italia a avut 9 înscriși. Noi am avut doar unul, pe Kövesi. Franța a avut și ea vreo câțiva și doar unul a fost selectat pentru faza finală. Din acest punct de vedere, orice intervenție este caragioasă. Întrebarea mea făcea sens de ce? Pentru că în final, Codruța Kövesi, și dacă va ajunge procuror general al Uniunii Europene, va ajunge prin votul plenului Parlamentului de la Bruxelles. De-aia nu, vă întrebam. Nu. Ba da, nu, e mult mai complicat. Negocierea politică între Parlament și Guvern, adică Comisia Europeană, da, cu liderii politici... Nu Comisia Europeană, Consiliul Consiliul Europei, iertați-mă. Consiliul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă guvernele. Guvernele țărilor. Da. Care au deja o delegație hotărâtă să susțină punctul de vedere al Consiliului care a fost luat în cagre. Este întrunirea ambasadorilor care lucrează cu mandat de la statele, de la guvernele lor și unde francezul a fost desemnat pe locul întâi, iar în Parlament doamna Kövesi a fost desemnată pe locul întâi. Eu aș susține pentru această funcție orice român. Deci implicit pe doamna Kövesi. Dom'le, îmi doream să aud replica asta. Dar, atenție, o susține prin țipete publice sau a nu o susține prin acuzații publice este cea mai mare greșeală. Am văzut-o făcută de polonezi. Cu Tusk. Cu Donald Tusk, pe care nu-l vroia Partidul Dreptate și Ordine, care e la guvernare acum, și vă pot spune că Polonia arăta penibil. La fel arată și România acum în cazul Kövesi. Dacă doamna Kövesi are probleme în justiția română, le va rezolva justiția română, dar nu-i treaba politicienilor la această funcție. Pentru că este cealaltă funcție de procuror național. Care e desemnată de fiecare țară. Care e desemnată de fiecare țară, dar nu, stați, că nici măcar aici nu e total. Trebuie să trimiți 3 sau 5 propuneri. Și se va face o selecție, dacă e suficient de competent, exact pentru a se evita desemnările interesate la nivel național. Va ajunge Kövesi și procuror general al Uniunii Europene? Vreți să fiu foarte normal, corect? Normal. Foarte rar Parlamentul câștigă în disputa cu Consiliul. Am înțeles. Și asta ca să știe cei de acasă, domnul președinte spune așa, Consiliul nu o prea vrea pe Kövesi și Parlamentul o cam vrea, pierde în general Parlamentul. Am zis bine? Deci, de regulă, în confruntarea cu Consiliul, Parlamentul cedează. Nu știu dacă vor ceda acum. Nu știu. Am înțeles. Dar au fost destule astfel de situații în care mergem mai departe? Consiliul a câștigat. Da. Două vești vreau să vă dau. De fapt, una v-a dat-o Traian Băsescu direct. I-ați văzut dressing code-ul, ca să zic așa.
Președintele a acceptat să vină la această emisiune îmbrăcat așa cum îl știți atunci când se bate, când se bate politic. Puloverul are o nuanță un pic mai închisă decât cel care, pe care îl purta cu făclia în mână la garajul lui Onaca, atunci când l-au suspendat ăștia de două ori și de două ori s-a întors la Cotroceni. Este un bleu mai puțin pal, e un bleu mai de luptă, mai bleu marin, așa, mai marinăresc. Asta este prima veste și mulțumesc foarte mult, este prima oară când domnul Traian Băsescu apare îmbrăcat așa și mă bucur. De ce? Pentru că și domnia lui și eu, ca și voi cei de acasă, știți că asta este o emisiune un pic atipică. E de-aia care... și acum conex. La ora 17, președintele a acceptat să deschidem telefoanele și cu el în platou. Este primul lider politic din România care acceptă la o televiziune de știri pe plan național să discute cu noi, cu voi, cu cei de acasă, necenzurat. Am avut o surpriză uriașă. Inginerul meu de sunet m-a întrebat de 3 ori. E adevărat, mă, că Băsescu chiar pe bune vorbește cu oamenii? Domnul Barbu, cu o condiție. Vă rog. Cei care dau telefon, înjură, să nu-i opriți. Să nu-i opriți. Vă rog frumos să-mi scrieți pe hârtie că plătiți la CNA amenda. Păi nu, am spus... Nu, amenda. Eu o plătesc, da. Cuvânt? Lăsați-i foarte să tare. Se manifeste. Hai că m-am liniștit. Având în vedere că amenda CNA eventual o plătește senatorul Traian Băsescu, m-am liniștit. Inginerul de sunet, rămâne cum am vorbit. Să uită și copiii la emisiune. Te rog frumos, în jurăturile le tai, le oprești, cum îți spun eu. Pentru că nu vrem să dăm o educație negativă copiilor, eu sper... Nu, am spus în jurătură în sensul de întrebări Nu cenzurăm niciodată. Plăcute, nu cenzurăm niciodată. M-au înjurat și pe mine în direct. Da. N-am apucat să tăiem și s-a dus pe post în jurătura. Okay. Repet, primul om politic de vârf al României care vine la B1 TV la această emisiune să discute cu voi în direct necenzurat este Traian Băsescu. Sper ca Iohannis, Dragnea, ăsta cum îl cheamă, că îmi scapă. Știți că întotdeauna domnul Barbu. Băsescu, domnul Băsescu când vrea să umilească, când vrea să umilească un politician, îi spune: "Domnul Tăricianu, uitați-vă și notați-vă cam cum arată când vrei să discuți politic pe bune." Am 16 puncte pe care eu le-am selectat, sper să avem timp să le trecem repede în revistă. Cei de acasă sunt coautor la punctele astea prin mail-uri și telefoane. Referendum în ziua europarlamentarilor. Astăzi președintele Iohannis a convocat societatea civilă la Cotroceni să se consulte pe tema referendumului. Domnul Băsescu a spus în repetate rânduri în spațiu public că este adeptul ideii ca de alegerile europarlamentare să fim chemați la vot și pentru referendum. Nu o să-l întreb, nu o să fac greșeala pe care au făcut-o alții mai naiv, să-l întreb ce întrebare ar pune, pentru că e publică părerea domnului Traian Băsescu. Ce întrebare ar pune, dar vă întreb... Întrebarea cu care ați merge la referendum și ați chema poporul dacă ați fi președinte, ar fi o întrebare care să genereze un răspuns util poporului sau util electoral partidului care vă susține? Aici discutăm despre oameni politici, da? Președintele este și el un om politic, oricât îl dezbracă Constituția de haina politică, el rămâne un om politic. Referendumul, dincolo de a fi util și președinte, deci aici trebuie să fie decizia președintelui. Trebuie să pună o întrebare care să-i fie utilă și lui și electoratului. Pentru că atunci va atrage electoratul la urne. În plus, aici este un mecanism pe care eu l-am folosit. Dacă este și un referendum în paralel cu europarlamentarele, președintele se poate implica în campanie ca să-și susțină referendumul. Deci, în mod legal, pentru că este cel care lansează întrebarea. La atâta sinceritate, este debordant. Da, așa este. Da. Devine jucător de adevăratele. Devine jucător în mod legal. Corect. Și se bate cu oricine pe tema referendumului lui. Sigur că asta va aduce beneficii și partidului care îl susține. Foarte tare. Considerați că schimbarea dramatică pe care ar implica-o referendumul acesta în scorurile obținute la europarlamentare face din referendumul ăsta un moment istoric din punct de vedere politic sau nu? În orice caz... Nu știu dacă este un moment istoric, dar este un moment de reașezare, pentru că până la alegerile europarlamentare, toată propaganda PSD-ului este: noi avem 46%, ne-a dat poporul.
E dacă acum le va da ceva sub 30%, nu vor mai putea spune 46%, pe de o parte. Pe de altă parte, există posibilitatea ca ori PNL-ul singur, ori PNL plus PMP, să aibă mai multe voturi decât PSD-ul singur. Și atunci se schimbă balanța de putere. Discutăm altfel. Îmi permiteți să detaliez de ce am spus istoric? Teddy, te rog eu frumos, fotografia din centrul Parisului, dă eu acum pe post domnului președinte Băsescu și celor de acasă. Oameni buni, o fotografie care arată dramatismul în care se află Europa. Arată de ce Traian Băsescu, și nu doar Traian Băsescu, dar în primul rând Traian Băsescu este preocupat de ce înseamnă la limita anarhiei, naționalism, recrudescența celor care uită importanța Europei. O fotografie, o dai de aia cu militarii francezi pe străzile Parisului, te rog eu? Hai că pierdem, suntem oameni în vârstă și nu apucăm să dai tu fotografia pe post. Deci, stimați telespectatori, Emmanuel Macron a făcut un lucru pe care îmi doream să nu-l văd niciodată, într-o capitală europeană, nu în București, ferească Dumnezeu, în nicio capitală europeană. Parisul, Champs-Élysées, Moulin Rouge, Arcul de Triumf, toată zona centrală a Franței este acum supravegheată nu de celebra jandarmerie franceză, ci de militarii trupelor speciale franceze, armata franceză având o unitate destinată, iată fotografia, dă-o pe post, pe full screen să o vadă oamenii. Această fotografie, oameni buni, ar trebui să vă pună pe gânduri în mod dramatic. De ce? Scoate grafica puțin. Arată militarii ai armatei franceze pe timp de pace în mijlocul Parisului. Ce înseamnă asta, domnule președinte? Că ați condus o țară 10 ani. Trupele speciale Signal. Așa este. Care au primit misiunea să... Asta e imaginea din Lyon, dar sunt și în Paris, Teddy. Eu am ales imaginea din Lyon, dar sunt în mijlocul Parisului, băieții ăștia. Să preia paza obiectivelor. Ați văzut că au ajuns la stadiul la care dau foc la bănci, la magazine, la mașini. Deci trupele speciale vor prelua, așa cum am înțeles eu, paza obiectivelor de interes, în așa fel încât poliția să se poată ocupa de ordinea publică, de ce fac... V-am auzit spunând la o televiziune zilele trecute că suntem în pragul unei anarhii greu de gestionat. Când vine asta din gura noastră, în mod normal, vă cer explicații, vă cer cei de acasă explicații. Da, o să vă rog să vedeți postarea mea din luna ianuarie, în care spuneam că vor începe mișcări de-a lungul și de-a latul Uniunii Europene și a Europei, de la est la vest, de la nord la sud. Și acest lucru se întâmplă. Uitați-vă nu numai la Uniunea Europeană, Serbia, Albania, Muntenegru, Franța, Germania, Austria, Italia, România. Da? De ce? Pentru că Uniunea Europeană a lăsat cetățenii europeni în fața unor probleme pe care structurile Uniunii n-au putut să le rezolve. Migrația, permeabilitatea frontierelor. Păi ce Uniune Europeană este aia care nu își poate proteja frontierele? Actele de terorism, se vorbește de când eram în Consiliu, să creăm o agenție, să pună toate statele informațiile legate de teroriști la comun, să se poată face analiza și o mai bună prevenire. Nu vrea nimeni când e vorba de servicii secrete, știi? Mă zicem, nu punem noi toți informațiile, că toți știu că informația înseamnă putere în relații bilaterale. Uitați-vă la situația tineretului. E adevărat că Uniunea Europeană are 23 de milioane de șomeri, dar 24% sunt tineri între 18 și 25 de ani. Sigur că își iau vesta galbenă și ies în stradă. Uitați-vă la ce s-a întâmplat cu migranții. Vă aduceți aminte când ne băteau cu nuiaua la partea de dinapoi, când n-am integrat toți romii? Ce fac cu populația de cult arab? Exact cei care ne băteau cu integrarea romilor. Ne-au ținut tot
toată decada 90 și ceva din prima decadă a secolului ăsta cu problema romilor. Până s-au dumirit că ei nu îi pot integra, că schimbările culturale nu se fac nici cu bani, nici cu altceva. Întrebarea la care știu deci, că... Deci, vă rog. O concluzie. Populația Uniunii Europene, europenii sunt nemulțumiți de modul cum funcționează Uniunea Europeană din punct de vedere a rezolvării problemelor lor. Au sentimentul de nesiguranță pe de o parte și nu văd perspectiva Uniunii Europene. Spune și dumneavoastră, cât de caragios trebuie să fii ca șef de stat să lansezi în campanie o scrisoare, mă refer la Emmanuel Macron, pe care l-am simpatizat, cum să reformăm Uniunea Europeană când el nu reformează Franța și a știut de nevoia de reforme, pentru că au fost discuții și Holland, care a promis reformarea Franței, a știut și Sarkozy, iar Chirac le-a dat problema. Fraților, s-a ajuns la momentul la care trebuie să reformăm Franța. Temperatura la care a ajuns Europa la capitolul ăsta cu veste galbene și tensiuni naționaliste are vreo legătură cu vreo sursă de căldură moscovită? Moscova doar profită. Obiectivul Moscovei profită și implicit stimulează. Așa. Credeam deci, că doar profită. Nu, că Moscova nu putea să stârnească nici mișcarea vestelor galbene, nici ce a fost în Serbia, ci în Serbia de câteva luni, nici ce e în Muntenegru, Muntenegru e stat membru NATO, nici ce e în Albania, stat membru NATO, nici ce e în România, stat membru NATO și UE. Mă sperie că puneți a doua oară România pe lista asta. Păi da, dar n-avem manifestații în fiecare zi, domnul. Ba da, domnul președinte, dar repet, din gura mea sună mai puțin alarmant cum sună în gura dumneavoastră. Nu, aduceți-vă aminte că și în mandatul meu au fost manifestații continue. Deci ceva e în neregulă cu noi și cu Uniunea Europeană. Din punct de vedere al mulțumirii și încrederii populației. Uitați-vă la sondaje. Datorită noua politicienilor, probabil, dar și datorită unei propagande deșanțate, orice sondaj în toate statele Uniunii Europene arată o încredere foarte scăzută în oamenii politici. Ați văzut că a apărut un sondaj care spune că 25% deja ar vrea să fie conduse de roboți, de inteligență artificială. Eu vreau să vă întreb și profit de criza de sinceritate pe care ați promis-o în emisiunea asta. Dacă ați fi oprit pe stradă, n-ar fi distinsul dispozitiv al SPP-ului cu noastră și v-ar putea opri un cetățean pe stradă și v-ar întreba, domn președinte, uite, eu sunt de la Casa de Sondare Opiniei Publice Curs, sau IRSOP, sau INSCOP. Spuneți-mi cu sinceritate, care e gradul noastră de încredere Traian Băsescu în clasa politică din România? De la 1 la 10. Deci, eu am fost într-un război fundamental cu clasa politică. Aduceți-vă aminte că cele două suspendări mi se trag de la războiul cu clasa politică și de la justiție. Da? De la... A doua suspendare a fost sub sloganul n-avem puterea până n-avem justiție. Iar astăzi, domnul Ponta de lecții a uitat 2012. Liberalii dau și ei lecții. Au uitat 2012, când domnul Orban schimba geaca galbenă cu Dragnea, ăla îi dădea o geacă roșie și el îi dădea lui Dragnea o geacă galbenă. Deci, eu am fost într-un război cumplit cu clasa politică și am plătit costul acestui război. Pe de altă parte, spre exemplu, unde se descalifică în ochii mei? S-a luat tema justiției ca temă fundamentală. PSD-ul consecvent crezului lui să pună sub control justiția. N-avem dubii. Pe partea cealaltă, săgeata sunt liberalii, sunt cei mai puternici, apără justiția așa cum e.
demagogic, pentru că ei erau în 2012 cot la cot cu Marțea Neagră, cu PSD-ul. Însă și una și cealaltă din părți nu fac decât să distrugă justiție. Eu sunt de acord. De ce spuneți asta? Păi dintr-un motiv simplu. Unii sunt extremiști și spun nu atinge justiția, alții spun ba da, o luăm și o băgăm la noi în buzunar. Aceste extreme nu fac decât să polarizeze electoratul în neștiință. De fapt, lucru corect. Dar poate aș doresc asta. Nu, păi asta doresc. Fac un joc care nu-i sincer. Adică dumneavoastră îi acuzați pe ăștia de la PNL că sunt blacul PSD-ul în jocul ăsta uriaș? Nu. Îi acuz că vor să obțină voturi distrugând justiția în mod egal cu PSD-ul. Pentru că, în mod normal, niște oameni raționali spuneau așa, bun, a devenit independentă justiția în cei 10 ani cât a fost Băsescu, a făcut el statul lui, dar trebuia făcută o analiză pe erorile justiției, dar o analiză rece și spus, bă frate, ce trebuie să modificăm în legislație să nu se mai întâmple abuzurile? La atât trebuia să se limiteze acțiunea pe justiție. Ce trebuie să mai modificăm în legislație ca să nu mai avem articole neconstituționale? Am înțeles. Adică nimeni n-a stat la o discuție așezată și să facă ceea ce trebuie ca să consolideze justiția. Au exploatat-o și o parte și alta. PSD-ul zice justiția a distrus destine, au fost erori categoric, iar PNL-ul spune nu atinge justiția. Ori justiția trebuie corectată înțelept prin aducerea articolelor neconstituționale în limita Constituției și prin corectarea erorilor. Spre exemplu, cum să spui că nu vrei separarea carierelor, da? După mine a fost un lucru bine făcut. Separarea carierei procurorului de judecător. Eșalarul de la înalta curte era procuror de înaltă curte, a ajuns direct judecător de înaltă curte. Ori acum zice, dacă vrei să te faci judecător, o iei tu de la judecătorie. Deci, am înțeles. Sunt niște lucruri care... Vă aminte perioada dramatică a anilor 2000-2004, sub Adrian Năstase, Dorina Mihăilescu, Michi, perioada aia, vă aduceți aminte, sper. Corina Crețu, da, era tot acolo și marele comisar Corina Crețu, acolo era. Da, și bine, era purtător așa, de era cuvânt. Și Ponta, că era șeful de corpul de control al lui Năstase, abia numit Micu Titulescu, nu? Păi parcă cine zice că nu? Așa, deci vă aduceți, vă aminte cu detalii. Cum e posibil întoarcerea cu 15 ani în urmă, astăzi, și să ridice acreditarea, îmi pare rău că poate părea subiect mic. Nu e deloc mic, credeți-mă. Este un semnal dramatic. Un coleg al nostru, Oanță, de la Pro TV, coleg pe care eu îl cunosc de foarte mulți ani, îl cunoaște și președintele foarte bine. Îl cunoaște. Jurnalist foarte bun. Foarte bun. Domnule, i-au ridicat acreditarea. Astăzi, într-o țară democrată, Trustul Pro a rămas fără acreditare pe justiție pentru că Luanță i-a ridicat tuturor acreditarea. Și o doamnă de la Realitatea. Și de la Realitatea, o doamnă, îmi cer scuze, corect, nu-mi scapă numele. Cum evaluați de la nivelul celui care putea ridica acreditări, putea da acreditări la Cotroceni, putea să-i spuneți Adrianei Săftoiu pe ăsta să nu-l mai văd în palat? Nu m-am ocupat de chestiunea cu acreditările, dar eu am ales soluția unui război cu ziariștii, dacă a fost cazul. Dar să-mi dea prin cap să spun retrage acreditarea, să nu mai vină niciodată la Cotroceni, mi s-a părut, nici nu mi-a trecut prin cap. Ce semnal a dat Tudor Toadrazi? Un semnal prost. Știi, când blochezi, eu mi-aduc aminte, mă certasem cu Mircea Marian și când încă mai aveam avion, nu l-am luat într-o deplasă. Da, de aici până la a retrage... cred că Mircea Marian era, nu l-am luat în deplasarea aceea, mi-am făcut un cuc, știi, dar să retrage acreditări, practic, este un act de
pumn în gura presei. Măriți cu o întrebare la care aștept să nu primeți răspuns, deși am ferma convingere că știți răspunsul. Aia e prima dintre întrebările la care probabil că nu o să primeți răspuns azi. Deși nu se leagă de trecut, se leagă de viitor. În opinia noastră, domnule Băsescu, există în laboratoarele secrete din subsolul politicii românești un partid naționalist în lucru? Nu. Nu există un partid naționalist. Uitați în cameră la oameni, dacă astăzi le spuneți, eu după știința mea nu există. Nu. Eu garantez că nu există un partid nou în lucru care să fie un partid naționalist. Există abordări naționaliste în două partide. În partidul aflat la guvernare, în PSD, care mereu are discursul naționalist și suveranist, care distruge Europa, de fapt. Și al doilea partid este partidul lui Ghiță. Dar el nu-i făcut în laboratoare, e făcut unul de Ghiță și altul de FSN. Ghiță... De FSN? Păi PSD-ul nu-i de la FSN încoace? Am accentuat și eu un pic, că nu pot să spun eu, că dacă spun eu ce, că sunt un otevist, că sunt vai de... Așa, când o spune Traian Băsescu, e altă, cum să zic, altceva. Deci, ei sunt FSN-ul transformat. Ați făcut parte din FSN? Niciodată. Păi niciodată. Și de ce vi se spune că ați pornit din FSN? Asta e propaganda, la fel cum îmi spun și unii lai... ai fost președintele lui Dragnea. Nu i-am fost. Dragnea a plecat în 2000, eu am devenit președinte în 2001. Sau cum spun, e cel mai tare pe tema asta, este unul Tudi Ionescu, e consilier, care trimitea poze dezbrăcat unei doamne. Și au fost publice și ăla vine să-mi spună, să-și recite minciuna: Băsescu n-a vrut autostrăzi. Eu am spus cu totul altceva în 1997. Am spus că nu avem trafic de autostrăzi, iar la vremea aceea, gândiți-vă că noi luam 100 de milioane împrumut de la Banca Mondială, făcând nu știu ce programe, și România era pe punctul să intre în încetare de plăți. Ce îmi vorbește el de autostrăzi atunci? Dar pot să-i spun lui Tudi... Nu faceți rău de nimeni. Eu să-i spun Tudi dezbrăcatul de acum. Pot să-i spun lui Tudi că primul președinte, primul ministru care a semnat un tronson de autostradă sunt eu. Autostrada București-Cernavodă. Așa și este. Cât mai avem Teddy până la pauză, că trebuie să împaginez și eu subiectele. Cât? 2 minute. Bine. Așa, ca să trezim un interes și mai mare, deși am ferma convingere că a trezit suficient interes domnul Băsescu, două subiecte urmează imediat după pauza care vine peste 2 minute. Armata obligatorie în România sau nu, în context geopolitic, geomilitar și geostrategic în care a fost adusă România de viață, nu spun de cineva, de viață, România azi, oameni buni, este în alt context decât era atunci când președintele Traian Băsescu era la Cotroceni, șeful statului, și o să discutăm asta după pauza publicitară, dar vă întreb dacă vreți. Eu mi-am notat aici. Ca la ping-pong, așa, pac, doriți să discutăm despre primii 5, 6, 7 lideri, locomotive sau acari, că nu știu cum să le zic. Ori acarul pe unul, ori locomotivă, o să hotărâți dumneavoastră. Dar în România se vântură acum 7, 8 de ăștia, cum să le cheamă, vârfuri de piramidă. Cheop și Michelin sunt pistol cu apă pe lângă ce avem noi acum. Vă întreb, agreați să vă întreb despre fiecare în parte și să vadă românii punctul de vedere al lui Traian Băsescu pentru fiecare în parte sau nu? Acum, nu, n-aș vrea să fiu eu cel care dă note liderilor politici. Când am de criticat, îi critic. Dacă picăm pe vreunul, vă spun cu plăcere. Am înțeles. Care este cel mai important lider politic acum de pe listele europarlamentare? Deci nu l-am băgat aici pe Iohannis, nu l-am băgat pe Dragnea că nu e, nu l-am băgat pe Tăricianu că deocamdată ALDE nu și-a prezentat lista. Mă refer la listele astea care sunt deja publice, cu Rovana Plumb, cu PNL-ul. În cazul în care va candida, cel mai important candidat va fi Traian Băsescu. Dacă va candida. Pot să vă întreb ceva și noi să-mi răspundeți foarte sincer? Da? Da. Dumneavoastră a spus la o televiziune acum 72 de ore
că, citez în memorie, s-a uitat așa foarte profund la moderatoare și îi spunea, să aveți garanția, doamnă, că voi face ce trebuie. Citeți bine? Da. Că voi face ce trebuie. Ați fost întrebat, când are PMP-ul lista public? Domnul Traian Băsescu s-a uitat în cameră și spunea, miercurea viitoare. Așa e. Citeți bine? Da. Bun, dacă eu acum vă umblu în minte, vă știu rezultatul și vi-l spun pe post, îl recunoașteți public? Da, Tudor, ai dreptate. Dacă nu, nu. Nu, nu, nu voi... Adică dacă ghicesc ce faceți pentru țară, ce trebuie? Nu, nu vă folosește la nimic pentru că nu voi confirma nimic. Nu? Da. Vă asigur că nu voi confirma pentru că luni avem un Consiliu Național. Eu nu pot să-i dau de la televizor soluția Consiliului Național. Bine, dar îmi permiteți o părere, că sfat n-am cum, sunt mult prea mic să dau sfaturi președintelui Băsescu. O părere personală de gazetar. Eu, dacă aș fi în locul dumneavoastră, aș fi pe lista PMP-ului, pentru că scorul electoral al PMP-ului s-ar dubla și nu m-aș pune primul, m-aș pune pe locul 3. Și aș spune, dacă aș fi Traian Băsescu, oameni buni, băi români, dacă vreți ca PMP-ul să aibă 10%, asta înseamnă 10%, înseamnă 3 europarlamentari. Să o luăm pe ecuație simplă. Dacă vreți ca PMP-ul să aibă măcar 10%, votați lista unde eu sunt pe locul 3. Ăia doi dinaintea mea sunt un tren invers. Locomotiva e în spate. E ultimul cu voia dumneavoastră pe listă și nu Iliescu, ci Traian Băsescu. Revenim după 2-3 minute de publicitate. Atenție mare, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Cine are nevoie la toaletă, cine vrea să fumeze, cine vrea să bea o cafea, acum e momentul, că de la 5 încolo nu se mai poate. De ce? Pentru că Traian Băsescu va fi pe telefon cu voi în direct necenzurat. Revenim imediat. Ne-am întors în direct. Invitatul dumneavoastră astăzi este președintele Traian Băsescu, un om pe care Daniel Barbu, repet și cu această ocazie, nu suntem frași niciun fel de grad de rudenie, doar seamănă din păcate un pic cu mine, e mult mai urât în schimb. Daniel Barbu a spus despre președintele Băsescu că pe o listă foarte scurtă, unde se mai află mareșalul Ion Antonescu, fiii Țărână Ușoară, și Nicolae Ceaușescu, așișderea fiii Țărână Ușoară, doar Traian Băsescu s-a mai dus la popor să-l cheme la referendum. V-ați simțit dictator? V-ați simțit cum? Nu, m-am simțit președinte. Scrie în Constituție. Uite aici. La atribuțiunile președintelui. Poate consulta poporul prin referendum. Ce-mi trebuie mai mult? Deci nu-i nici de dictatură, nici de joc politic. Este un drept al președintelui, pe care sper că și Iohannis îl va exercita acum, chiar dacă de 2 ani e aproape hotărât. Că de 2 ani are aprobare de la Parlament. Cred însă, și aici e scuza, că a așteptat momentul oportun. Iar momentul oportun este acesta, cu ocazia europarlamentarilor. Am înțeles. Ginerele meu, Matei, m-a rugat să vă întreb ceva. Și din respect pentru el și pentru greutatea întrebării, mă bucur foarte tare că a găsit o astfel de întrebare. Întreabă-l pe președinte, dacă te vezi azi cu el, unde vede Moldova, atenție la întrebare, unde vede Moldova peste 10 ani în relația Chișinăului cu NATO și cu Moscova? Întrebarea e formulată, da, e grea. Nu-i deloc grea, pentru că am o viziune asupra a ceea ce se va întâmpla cu Moldova. Însă trebuie puțină explicație. Moldova, prin Constituție, s-a autodefinit ca fiind stat neutru. O neutralitate pe care nu-i o respectă nimeni. Nu există niciun stat care să fi spus, da, Moldova e stat neutru. Moldova este la confluența dintre cele două blocuri. Pe de o parte, NATO și Uniunea Europeană, de cealaltă parte, Federația Rusă, cu excesele ei de agresivitate regională. Ori Moldova, care are trupe pe teritoriul ei, n-are nicio șansă decât într-o unire cu România. Vă spun ca om care a fost 10 ani în Consiliul European, ideea că se va trece
ce de frontierele actuale ale NATO și Uniunii Europene trebuie uitată. Pentru că aici este frontiera, pe Prut și merge cu frontiera Poloniei, cu frontiera Balticilor, asta e frontiera de est a NATO și a Uniunii Europene. Ca probă, după ce Ucraina a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, la câteva luni a pierdut Crimeea și Federația Rusă i-a făcut rost și de un război în estul Ucrainei, Donbass. În zona Donbass. S-a trecut linia pe care Federația Rusă poate să o înghită. Îmi aduc aminte summitul NATO de la București din 2008, când toate statele, inclusiv președintele Statelor Unite, susțineau să dăm roadmap, foaia de parcurs Ucrainei și Georgiei să devină state membre NATO. S-a așezat doamna Merkel pe picioarele de dinapoi, decizia nu se putea lua decât prin consens, nu s-a dat foaia de parcurs pentru a deveni membri NATO, pentru că doamna Merkel știa ce știa, sigur și noi toți ceilalți știam ce știam. Este o poveste din punctul meu de vedere sau este o temă serioasă de dialog în plan al societății românești? N-am terminat cu Moldova și rămâne nesatisfăcută întrebarea. Deci, Republica Moldova mai are o problemă. Mare e problemă că oamenii politici, atât cei din spectrul de stânga, socialiștii, cât și cei din spectrul de dreapta, Alianța Acum, Maiei Sandu și Andrei Năstase, îi mint pe moldoveni fără reținere. Adică? Păi își mint proprii cetățeni care sunt români, nu altceva, că vor intra în Uniunea Europeană. Ei nu vor intra în Uniunea Europeană. Pentru următorii 20 de ani, proiectul de extindere al Uniunii Europene este pe Balcani. Timp de 10 ani, România s-a chinuit diplomatic, au făcut eforturi maxime să includă Republica Moldova în pachetul Balcanilor de Vest, din punct de vedere al accesului în Uniunea Europeană. A fost imposibil, toată lumea a refuzat totul până la asta. Au fost de acord să aibă un acord de asociere comercial și așa mai departe. În plus, chiar Constituția Republicii Moldova îi văduvește pe românii din Republica Moldova de șansa securității. De ce? Pentru că în Constituție își clamează neutralitatea. Ori nu pot avea în condițiile astea acces la NATO. Este greu de crezut că vreo țară care nu e în NATO mai poate intra acum... Nici nu ar lăsa Moscova să adere la NATO, chiar dacă avea o constituție articluită altfel. Deci, eu v-am spus de frontiere, că nu se trece. Corect. Fără dar vă dau argumentele de ce și Republica Moldova însăși se împiedică în deciziile de a scăpa către Occident. Și atunci, singura soluție pentru românii din Republica Moldova să devină europeni și România protejați de NATO este unirea cu România. Mai am 30 de secunde până la publicitate. Vreau să fac un promo pentru după. O să amânăm telefoanele cu dumneavoastră doar 3 minute, pentru că neapărat vreau de la președintele Băsescu două răspunsuri după pauza publicitară care va înceta fix la ora 17 când deschidem telefoanele cu dumneavoastră. Primul, dacă în opinia domniei sale este o temă sau este o petardă de presă faptul că se discută deja aproape la vedere despre reintroducerea stadiului militar obligatoriu în România, prima. Și a doua întrebare la care îmi doresc să-mi răspundă un pic mai detaliat, dacă și când va ajunge România la gurile Dunării vecină cu Federația Rusă. Revenim cu președintele și în direct cu voi la telefon cu cei de acasă. În câteva minute, nu ratați, este o ocazie fabuloasă.